Arhiva suferinței. Următoarele 30 de minute, Arhiva Suferinței se deschide la un nou capitol din istoria suferinței pentru Domnul Iisus Hristos a credincioșilor din România. Avem astfel ocazia să aflăm amănunte dintr-o istorie încă nescrisă și de mare, mare ajutor ne este capacitatea domnului Nicolae Moldoveanu de a fi reținut cu exactitate date, personaje, episoade, așa încât succesiunea evenimentelor ne va fi foarte clar. Așadar, noiembrie 1959, Cluj, se apropie procesul lotului celor 14 ostași ai Domnului. Adriana Huțanu și Dan Oprescu vă doresc audiție plăcută. Într-o dimineață, în dimineața de 17 noiembrie, ne-a scos pe noi de la oastea Domnului patru inși și ne-a adus niște haine noi, niște pantaloni scurți. Când am intrat în gherla, ne-a dezbrăcat de hainele noastre civile, cum eram la securitate, și ne-a îmbrăcat în hainele lor. Ne-a dat pantaloni scurți, de doc și rupți și lustruiți de murdărie. Și o bluză tot de doc și o bonetă putredă, că nu stătea pe cap, am pus o batistă deasupra ca să nu vină în gât. Era frig, îmbrăcat cu hainele alea, era noiembrie și numai în dimineața de 17 noiembrie ne aduce niște haine noi, de deținut, bineînțeles, și o manta. Fice, ce s-a întâmplat de ne dă nouă niște haine așa de bune? Dar, zice, hainele celelalte vechi le lăsați aici, în celulă. Ne-am gândit ce-o fi și ne-a urcat într-un camion și au pornit spre Cluj. Am ajuns la tribunalul militar. La tribunalul militar erau mulți frați și surori la poartă. Ei fuseseră anunțați că are loc procesul. Dar nu văd pe nevastă mea. Mulți erau în curtea tribunalului, mulți. Nu văd pe nevastă mea, atunci așa un fior mi-a trecut. Nu cumva o fi și ea închisă, nu cumva o să o fi îmbolnăvit, o fi murit după 5 luni, 6 luni. Și ne-a băgat pe un coridor, apoi pe niște scări, să ne urcăm în sala de judecată. Și acolo, în fața ușii, mai erau niște surori și frați. Și era și nevastă mea. Așa m-am bucurat când am văzut-o, dar n-am putut schimba nicio vorbă. Ea mi-a făcut semn că are o traistă cu ceva să-mi dea. Dar n-am apucat să ajungem la ea. Și am văzut-o și pe Daniela, era de 5 ani, era în brațe la un frate. Și ne-a băgat pe noi, după aceea au intrat și familiile. Pe noi ne-a băgat în boxă, ne-au strigat pe nume, familiile au luat loc pe băncile de acolo și o zi întreagă ne-au judecat, adică pe rând. Ne-au întrebat și întâi au citit procurorul, apoi așa cum este. Cu asta a început și judecătorul. Și acum, când în jurul pământului se învârtesc sputnicile, când știința e atât de avansată, voi, care sunteți uneltele imperialismului, cu o mentalitate retrogradă, voi, cu misticismul vostru, vreți să opriți societatea, să nu mai meargă înainte. Și în felul acesta ne-a ținut judecătorul o cuvântare.
că atunci erau cu Gagarin cu, în 59. Și noi nu am zis nimic. Și a început apoi să ne judece pe rând și să ne întrebe și așa, ați făcut, ați mers acolo, ați mers... Sigur că nu era nimic ca să nu recunoaștem, că nu erau lucruri. Pe mine m-a întrebat, ai făcut propagandă prin cântări religioase în secta Oastea Domnului? Nu suntem împotriva artei, dar suntem împotriva propagandei religioase. N-am pus avocați, nici nevastă mea, dar au pus ei din oficiu, pe care a trebuit să îi plătească, că așa era obiceiul. 22 de persoane ne-a ținut de dimineața până noaptea, să zicem așa, nu știam noi cât e ceasul, dar era mult din noapte până s-a terminat cu toții. Că tot uitându-mă așa spre masa judecătorilor acolo, mă durea gâtul, că stăteam așa într-un fel că trebuia să întorc gâtul. Apoi ședința s-a încheiat, nu ne-a comunicat nimic, ne-a comunicat numai după, numai în luna februarie, sentința, dar de fapt ea s-a comunicat a doua zi, dar n-am știut-o decât membrii familiei. Ei n-au socotit că e necesar să ne-o spună imediat, ne-o spus-o după aia. Ne-a întors înapoi în gherla, ne-a dezbrăcat de hainele, vai ce... Așa, parcă iarăși ne-am îmbrăcat cu frigul și cu... Zice, bă, numai proști mai cred astăzi în Dumnezeu, ne spuneau gardienii. Băi, nu vedeți că printre voi toți sunt proști. Și uite, băi, de exemplu, tu ce ai fost în viața civilă? Și am fost profesor. Când a auzit ăla, a înghițit-o și a plecat gardianul. Așa, ne-am luat apoi închisoarea fără să ne mai gândim la altceva. De acum s-a pronunțat, s-a trecut prin judecată. Cât o fi să ne dea, ne va comunica. Ne-a scos de acolo, din celula 67 și ne-a băgat în celula 13, la parter. Eram 14 frați de la Oastea Domnului, mai era un adventist și pe Richard. L-a adus și pe Richard. Pe el l-a judecat singur, nu era cu noi. Cu noi era Alice, dacă ați auzit de Alice, care a îngrijit de sora Bințea și de copii. Pe ea a băgat-o în lotul nostru. De ce o fi băgat-o? Ea s-a dus de vreo două ori, că Dorza a avut și un domiciliu obligatoriu, un bărăgan, un an și ceva așa, și făcea și el la o gospodărie din asta, nu știu. Și Alice s-a dus cu mâncare pe la el, pe la, și se vede că ăștia au urmărit-o și au băgat-o și pe ea în lotul ăsta cu noi. Dar pe Alice n-am văzut-o decât în boxă și n-am mai văzut-o. O, Doamne, Domnul meu slăvit, de omul rău mă scapă, căci mâna-i crudă m-a lovit și ura lui m-a dapă. Căci mâna-i crudă m-a lovit și ura lui m-a dapă. Nu-n găduită fiu lăsat în mâna lui tirană, că-i fără milă și împăcat, el umblă după hrană. Că-i fără milă și împăcat, el umblă după hrană. Se cad mai bine-n mâna ta,
că-i plină de îndurare. Și-n încercarea mea cea grea, mi-aduce alinare. Și-n încercarea mea cea grea, mi-aduce alinare. Scurtează timpul rânduit, să-mi cer cea mea viață, căci știi cât sunt de mărginit și chinul greu mă îngheată. Căci știi cât sunt de mărginit și chinul greu mă îngheată. Ascultă-mi rugăciunea mea, adu-mi a ta scăpare. Și numele voi înălăța prin viață și cântare. Și numele îți voi înălța prin viață și cântare. Ascultați radio Vocea Evangheliei. Amen. Cum a fost Crăciunul 1959? Acum am intrat în celula 13. Era 18 noiembrie. Aici eram mai mulți. Era o celulă mai mare, erau 20 de paturi, dar mai mulți deținuți. Eram și cu Richard și cu frații acolo, deci puteam să stăm de vorbă mai mult și Richard în fiecare zi ne vorbea și așa, vorbeam împreună. Însă Richard era tare bolnav atunci, tușea tare și slăbise și eu am propus la frați, cei 14 frați, fraților, vedeți pe fratele Richard. E așa de bolnav, mâncarea e așa de slabă și de puțină. Cum am putea să-l ajutăm? Că zic, eu așa socotesc, el e mai valoros decât noi toți care suntem aici. Zic, eu am o propunere, să-i dăm în fiecare dimineață unul porția de pâine, ale 80 de grame cât erau, felia aia de pâine, să-i o dăm lângă felia lui, ca să fie ceva în plus. Zice, bine. Noi ne-am vorbit așa mai în taină. Și zic, începem cu mine. Și a doua zi, când a venit pâinea aia tăiată pentru câți eram acolo, am dat lui Richard două. Dar el se uită, ce e asta? Ia și folosește-o. Cine a dat-o? Folosește-o, zic, mă, voi nu știți ce înseamnă închisoarea. Păi dacă îți dai pâinea pe o zi, voi știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă viață. Și dacă nu mănânci asta, nu mai ai de unde să iei. Eu o dau și pe a mea. Și aruncă pâinea și pâinea lui. Zic, stai frate, Richard, nu lua chiar așa. Zic, uite,
ești bolnav. Noi nu suntem chiar așa bolnavi. Suntem și mai tineri și înțelege ce gândul nostru. Vrem să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu. Ești mai important și trebuie să ieși din închisoare. Și uite acum cu mâncarea asta slabă și bolnav și mai mare ca noi, ca fizic. Nu. Așa, pe cu mare greutate l-am făcut să-și ia porția lui. N-a vrut. În fiecare dimineață, însă, aveam un cuvânt. Fiecare se gândea la câte ceva și spunea. Apoi Richard vorbea. El ținea predica. Stăteam acolo înghesuiți, între paturi, nu aveam voie, dar totuși ne găseam așa și el ne spunea. Acum, dintre frați, unii mai picoteau așa. Mai zice, dacă vorbirea mea nu are alt efect bun decât că vă poate adormi și adormiți fiind, sunteți izbăviți din închisoare cât timp dormiți, că visați și așa, zice, eu mă bucur și pentru asta. Sigur că a fost așa o glumă bună, ca să nu mai adoarmă unii. Apoi ne punea pe burtă, ne pedepsea, că așa era acolo în închisoare. Ne-a băgat sub pat într-o zi. Dar eu nu încăpeam pentru că nu puteam să mă plec cu mâna asta. El nu putea încăpea că era înalt și eram alăturea. A venit gardianul și picioarele, abia am intrat și ne-a ținut mult acolo. Și acolo am primit o cântare. Deja ajunsesem la cântarea numărul 5. Altădată, tot la fel, ne-a pus iar pe burtă și ne-a lăsat de uitat. Și era iarnă și frig. Ajunsesem la cântarea numărul 9. Nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de al tău cuvânt. Și cât am stat, nu avem voie să vorbim sau să ne... Gardianul venea și ne călca. Și după ce ne-am sculat, zic, hai să-ți spun o cântare, lui Richard. Și spun, măi, Nicule, și să ne mai țină ăștia pe burtă ca să mai iasă asemenea cântări. Tot să-ți amănție și
chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre nădejde, ci s-o trăiesc din plin mereu, să-mi dea încredere în primejdie și pace sufletului meu. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre iubire, ci mult mai mult vreau să iubesc și nici de-a ta o rânduire, numai să știu și s-o trăiesc. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu numai ceruri viitoare să fie în vorba mi zi de zi, cer și-o sfântă sărbătoare să am în viață chiar aci. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție chipul tău să-l vezi în ea. Dar într-o dimineață l-au scos pe Richard și l-au dus la infirmerie. Boala lui s-a agravat și a venit medicul și l-a văzut și l-a dus la infirmerie la tebeciști. Nu l-a mai văzut pe Richard. Acolo era și așa, un fel de spital la un etaj, unde mai ales cei cu boli infecțioase sau așa erau scoși dintre ceilalți, și așa l-a scos și pe Richard. Nu l-a mai văzut decât după 3 ani sau 2 ani și jumătate, când ne-a dus din Delta în Gherla. Atunci iar am nimerit împreună. De data asta nu mai era așa bolnav. După ce l-a scos pe Richard, se deschide ușa într-o zi și intră un șir de deținuți cu căciule albe, erau, le dăduse căciuli. Noi n-am mai apucat să mai ajungem la ceva mai cald. Cine era? Vișchi era. Și cu lotul lui. A intrat acolo, ne-a întrebat că pentru ce suntem noi închiși, și noi i-am întrebat pe ei, zic, pentru oastea Domnului. Da! Zic, suntem 14 de la oastea Domnului. Vișchi zice, eu m-am rugat Domnului, vorbea rău românește, ca și acum, m-am rugat Domnului să-mi dea harul să cunosc un frate de la oastea Domnului. Și mi-a dat 14. Atâta s-a bucurat Vișchi. Am început să stăm de vorbă, iarăși din cuvânt, în fiecare zi spunea și el gânduri foarte frumoase. Și dânsul era reformat, nu? Dânsul era preot reformat și mai erau cu vreo câțiva, tot din lotul dânsului. Am spus că, uite, pentru ce sunt condamnat eu special, așa că pentru ce că ai fost la adunare, dar cam ce ai mai făcut.
Și Vișchi, când a aflat că eu compun, atâta s-a bucurat. Ne cânta și el în limba maghiară, ne traducea și cântam și eu și zice, uite frate Nicule, eu vreau să traduc în limba maghiară din cântările acestea. Bine, frate Vișchi, Sfânt Cuptor al Suferinței, era o cântare din Isaia 54. Atâta i-a plăcut lui și a tradus 6 cântări în limba maghiară și le învăța. Fiecare zi făceam exerciții de așa. Apoi s-a apropiat sărbătorile Crăciunului și el ne-a învățat o cântare în limba latină. Cam așa se cânta. Asta ne-a învățat el în limba latină. Și am stat zilele acelea de Crăciun împreună, am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu. Asta a fost primele sărbători de naștere a Domnului, prima sărbătoare în anul 1959, în celula 13. Am rămas bun aici, dragi prieteni, Adriana Huțanu și Dan Oprescu vă dau o nouă întâlnire cu Arhiva Suferinței, nu mai departe decât săptămâna viitoare. Și pentru acest final am să vă spun o vorbă cu tâlc adânc, semnată ca de obicei Nicolae Moldoveanu. Omul sărac e bogat în necazuri, omul bogat e sărac în bucurii. Până data viitoare, să vă fie bine! Arhiva Suferinței.